Bună dimineața, Răzvan! Bună dimineața tuturor! Înscrierile s-au încheiat deja pentru că programul Grădinița de Vară începe la 1 iulie, va continua până la 31 august. Suntem la o grădiniță de stat, alături de mine este Ioana Costea, este director al grădiniței numărul 251. Bună dimineața! Bună dimineața! Sunt schimbări importante pe care chiar le discutam înainte. Copiii nu-și vor recunoaște cu siguranță sala în care au venit atunci în martie, ultima dată. Și aș vrea să vă rog să precizați câteva dintre acestea la care nu ne-am fi gândit pentru că nu am vorbit până acum despre ele. Da, în primul rând trebuie să discutăm despre numărul de copii care își vor desfășura activitatea într-o sală de grupă. În această grădiniță vor fi 10 copii per grupă pentru că sunt sălile spațioase și conform ordinului Ministerului Educației și Ministerului Sănătății s-au calculat 4,5 metri per copil, ceea ce înseamnă spațiul acesta pe care îl vedeți aici s-a împărțit la 4,5 și au ieșit aproape 12 copii, dar noi am reținut doar 10, pentru a fi mult mai simplu pentru copii. Sunteți în plină pregătire, mai sunt 2 zile, vedem deja acea distanțare. Vedem, în schimb, că nu aveți covoare. Ați avut înainte? Bineînțeles că au fost covoare. A fost un mediu ambiental foarte plăcut și foarte stimulativ pentru copii, dar în ordinul de ministru este prevăzut în mod expres eliminarea covoarelor, eliminarea perdelelor, eliminarea jucăriilor de pluș. Cu ce au voie să joace copiii la grădiniță? Doar cu jucării din plastic sau lemn, care se dezinfectează zilnic. În fiecare zi sunt băgate în apă cu clor, concentrație 0,5%, clătite și ziua următoare se vor juca cu ele. Vedem aici câteva cutii de Lego. Au voie 2 copii să se joace simultan? Nu. Fiecare copil va avea cutia lui de Lego, fiecare copil va avea paharul lui cu creioane, fiecare copil va avea cartea lui, caietul lui, desenul lui. Nu se va împrumuta nimic de la un copil la celălalt. Deci dacă stau 2 copilași la măsuță, da, fiecare va aici avea va scrie Ionel. Și acesta va fi Gigel. Gigel nu ia de la Ionel. Am înțeles. Și vor avea fiecare numele pe scaune și pe partea lor de masă. Fiecare va avea numele pe scaun, numele pe masă, numele pe fotoliu. Acestea sunt fotolii extensibile. Se va deschide 1 și 3, nu? Pentru că sunt spațiile mari și atunci au loc să fie 2 metri între spațiile de dormit. Vedem că ați pregătit aici pe tablă și o serie de reguli pe care ar trebui să le știe cei mici. Sigur, le-au învățat de acasă, dar le recapitulăm la grădiniță. Cu certitudine, primele lucruri care vor fi predate copiilor, primele lucruri pe care va trebui să le învețe copiii în grădiniță, sunt acestea de siguranță și securitate fizică. Vor învăța și noțiuni despre ceea ce înseamnă această afecțiune, acest coronavirus. Oricum, marea majoritate copiii au amănunte despre asta. Dar pentru programul instructiv educativ, să-i spun așa, dar nu se desfășoară program instructiv educativ fiind vacanță de vară, dar activitate didactică oricum se va face, avem implementat un proiect care se numește Educație Outdoor, ceea ce înseamnă că marea majoritate a activităților copiilor se vor desfășura în aer liber. Suntem favorizați pentru că avem o curte generoasă și atunci fiecare grupă va avea spațiul ei delimitat în care se va face limba engleză, se va face dans, se va face muzică și tot ce vor învăța copiii, atât cât va fi posibil și vremea ne va permite, se va desfășura afară. Trebuie apropo să spun de vreme, spune-te, că este un proiect al primăriei sectorului 1, plătit integral de primăria sectorului 1, trebuie să spun asta. Pentru că menționați de vreme un pic mai devreme, temperaturile au început să crească, sunt 30 de grade încă de la ora 8. Avem voie să dăm drumuri la aer condiționat? Ce nu, spun în ordinul de ministru și acest lucru este interzis. Nu avem voie să dăm drumul aerului condiționat. Celălalt aparat care se vede acolo este un aparat care curăță, e un antibacterian. Vom sta cu geamurile deschise, de fapt. Vom sta și cu geamurile deschise să se facă ventilație, dar, repet, pe cât posibil copiii vor desfășura activitatea afară, pe cât posibil se vor juca afară, în speranța că nu vor mai fi coduri. Nu va dar mai se vor juca împreună sau vom renunța la această socializare cu care eram obișnuiți, de fapt? Se vor juca împreună cei 10.
Și aici este discutabilă distanțarea socială de 2 metri între cei 10. Sincer, până în momentul ăsta, teoretic știm cum se face. Trebuie să ne fixăm noi, adulții, cum să o implementăm. Dar este exclus ca cei 10 dintr-o grupă să interacționeze cu alți 10 din altă grupă, de aceea v-am spus că spațiul din curte va fi delimitat. Ceea ce avem noi și nu au foarte multe grădinițe din această țară, noi avem o salină care va contribui foarte mult la starea de sănătate a copiilor și la curățarea aparatului respirator. Da, știe toată lumea, mediul din salină este un mediu, un aer curat, un aer pur, și atunci ne bazăm și pe acest avantaj de a avea o salină și de a contribui la starea de sănătate a copiilor și într-o oarecare măsură eliminarea acestui virus care se ia pe calea aerului, nu? Cred că cel mai greu va fi să le explicăm celor mici, mai ales după o lungă perioadă în care nu s-au văzut, că nu trebuie să mai interacționeze. Da. Va fi un pic mai complicat. Va fi dificil, pentru că sunt spontan copii, ei sunt prieteni, s-au văzut online. Va fi dificil să interzici unui copil să se îmbrățișeze cu prietenul pe care nu l-a mai văzut de 3 luni. Vom găsi varianta cea mai bună. Da, vom interveni aici pentru că Mădălina nu mai are cască, nu mai are telefon și se pare că ceasul ei intern nu mai funcționează ca pe vremuri.